aerul condiționat înseamnă că te simți întotdeauna confortabil când călătorești în vehiculul tău. Habitaclul este întotdeauna la temperatura ideală, ai vizibilitate maximă fără aburire și toate acestea cu un consum de energie optim. Pentru a porni aerul condiționat, trebuie să pornești mai întâi ventilația folosind această comandă, care are 5 setări, de la 0 la 4. Cu cât comanda se deplasează mai mult spre dreapta, cu atât mai mare este cantitatea de aer suflat înăuntru. Apoi apasă acest buton pentru a porni și opri aerul condiționat. Selectează temperatura pe care o dorești cu această comandă. În cele din urmă, pentru a modifica distribuția de aer din compartimentul habitaclu, rotește această comandă. Sistemul îți pune la dispoziție 6 setări ce corespund diferitelor direcții ale fluxului de aer. Această comandă dezaburește luneta spate. Această funcție se dezactivează după o perioadă de timp setată de producător. Dacă dorești să închei un ciclu, apasă din nou pe acest buton. Pentru a preveni intrarea aerului poluat în habitaclu, de exemplu, într-o intersecție, vehiculul tău este dotat cu o funcție de recirculare a aerului, care izolează habitaclul. După aceea, ventilarea funcționează în circuit închis. Apasă această tastă pentru a activa această funcție. Un martor luminos te informează că sistemul este activ. Important! Utilizarea prelungită a acestei funcții poate provoca apariția mirosurilor, din cauza faptului că aerul nu este împrospătat, precum și formarea de aburi. Te sfătuim să treci înapoi la modul aer proaspăt cât mai curând posibil. Pentru a face acest lucru, apasă din nou butonul. De asemenea, această funcție va răci mai repede aerul din habitaclu, dacă este utilizată împreună cu aerul condiționat. Geamurile tale sunt aburite sau înghețate? Rotește comanda pentru temperatură până la setarea maximă de încălzire, apoi rotește comanda pentru ventilator la viteza maximă 4 și setează comanda pentru fluxul de aer la modul de deschețare completă cu aer proaspăt. În cele din urmă, sistemul de aer condiționat poate fi folosit pentru a crește viteza de dezaburire. Pentru a opri totul, setează comanda ventilației la 0. Rețineți că puteți iniția de la distanță, din aplicația My Dacia, precondiționarea vehiculului dumneavoastră, pentru a obține o temperatură confortabilă în habitaclu atunci când trebuie să porniți la drum. Pentru a activa funcția, va trebui mai întâi să setați temperatura, să porniți aerul condiționat prin apăsarea acestui buton, să alegeți viteza de ventilație și distribuția aerului, înainte de a opri contactul și de a părăsi autovehiculul. Pentru a activa ciclul de 10 minute de răcire sau de încălzire, este suficient să apăsați acest buton în aplicația My Dacia. În cele din urmă, trebuie să știți că, pentru ca precondiționarea să fie activată, nivelul bateriei dumneavoastră trebuie să fie mai mare de 30%, motorul trebuie să fie oprit și capota vehiculului închisă. Funcția va fi activată indiferent dacă vehiculul dumneavoastră este conectat sau deconectat.